Veni, vidi, vici. Fecevaslui a reușit să se impună la Târgu Mureș în fața unei formații ce are ca obiectiv evitarea retrogradării. Neluțu Sabău a fost surprins de jocul mai multor jucători din lotul galben-verzilor care, deși accidentați, au avut evoluții bune. Am analizat foarte bine jocul lor. Vreau ca prima repriză să nu primesc gol, să nu le dau posibilitatea la atacanții foarte buni, jucători valoroși. N-aveam voie să primesc gol, iar a doua repriză să schimb efectiv după minutul 50-60, să țin 0-0 și să trec la un 4-3-1-2, 4-4-2, ceea ce am și pregătit. Știam că și Cânu și Riva sunt jucători fără pregătire și nu vor duce, nu vor rezista din punct de vedere fizic. Sigur, aveam informații că și Wesley va juca și vor încerca, pentru că nu au o pregătire foarte bună acei jucători, și când ai trei jucători care din punct de vedere fizic suferă, am considerat că a doua repriză putem forța și putem câștiga jocul. Dar nu întotdeauna ai lucrurile astea așa cum le planifici. A crezut în forța colectivă a propriei echipe, însă diferența de valoare dintre cele două loturi și-a spus cuvântul. Echipa mai solidă, cu jucători mai buni, a reușit să se impună. După succesul de la Târgu Mureș, Fecevaslui se pregătește să dea piept cu o altă formație la care s-a investit foarte mult în această pauză competițională. Meciul dintre Fecevaslui și U Cluj se va desfășura luni 7 martie, cu începere de la orele 20:30.